În această dimineață aș vrea să... Eu așa sper, cu speranța asta punesc, să clarificăm anumite aspecte legate de lucrarea Duhului Sfânt. Și de la bun început aș vrea să vă prezint puțin care este felul în care doresc să expun lucrurile. Aș dori în primul rând să spun câteva cuvinte despre acest eveniment al pogorârii Duhului Sfânt, apoi despre primirea Duhului Sfânt, apoi despre pecetluirea Duhului Sfânt, despre botezul Duhului Sfânt, despre vorbirea în limbi, despre plinătatea Duhului Sfânt și apoi despre darul acesta al profeției. Cam astea sunt cam 7 lucruri. Nu, vreau succint, într-un fel, să ne facem o privire de ansamblu asupra lucrării Duhului Sfânt, așa cum ne este prezentată ea în Noul Testament. S-ar putea să fie unele confuzii legate de anumite aspecte, putem să ne mai discutăm și în altă situație, dar acum să avem un fel de privire panoramică, largă asupra întregii probleme. Când vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt, despre pogorârea Duhului Sfânt, este o cântare care se mai cântă, am văzut-o și pe internet, Doamne, mai vrem Rusaliu. Când vorbim despre pogorârea Duhului Sfânt sau despre cinzecime, sau cum zice, se zice în lume, Rusalii, acest eveniment este unic în istoria omenirii. Duhul Sfânt nu se pogoară de 100 de ori. Da? Sper că sunteți de acord cu mine. Duhul Sfânt nu se pogoară de 100 de ori. Duhul Sfânt s-a pogorât o singură dată la cinzecime. Pentru Biserica Noului Legământ. Duhul Sfânt a fost la lucru și mai întâi în lume, în Vechiul Testament. Noi vorbim acum de etapa, de dispensația Bisericii. S-a pogorât în ziua cinzecimii. Acum, când eu cânt, Doamne, mai vreau cinzecime, este o aberație. Duhul Sfânt nu se mai pogoară odată, chiar dacă cânt eu de 100 de ori. Dumnezeu, în planul lui, a hotărât să coboare Duhul Sfânt și Duhul Sfânt unde este acum? Da? Este la lucru pe pământ și este în biserica lui, în toți credincioșii. Deci nu are niciun sens să mă rog, Doamne, mai vreau Rusalii. De ce să mai vrei Rusalii? Că Duhul Sfânt e deja acolo, da? La ce se mai întâmplă Rusalii? Plus că Rusaliile nu sunt un termen, nu este un termen biblic, ci este un termen a unei sărbători păgâne. Pentru evrei a fost cinzecimea, pentru credincioși a fost pogorârea Duhului Sfânt. Da? Aceasta este pogorârea Duhului Sfânt. Pogorârea Duhului Sfânt este momentul în care Duhul Sfânt vine în plinătatea specifică noului legământ, moment în care oficial se întemeiază biserica. Asta se întâmplă la cinzecime. Deci cineva zice, vreau să pogoare Duhul Sfânt, eu îl întreb, vrei să se mai întemeieze încă o dată biserica? Sau în ce fel vrei să mai pogoare Duhul Sfânt? Ca să facă ce? Că asta a făcut Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a pogorât și nucleul acela de ucenici care era din perioada lucrării Domnului Iisus, nucleul acela a fost transformat dintr-un simplu nucleu de ucenici a Domnului Iisus Hristos, a fost transformat în nucleul adunării sau bisericii Noului Testament. Aceasta este pogorârea Duhului Sfânt simplu. Este momentul în care Duhul Sfânt coboară în plinătatea Lui, cu darurile Lui și formează adunarea Noului Testament. De aceea este greșit, fundamental greșit, ca cineva să confunde perioada Israelului cu perioada bisericii. Dacă tot am avut noi discuția aceasta cu legea și cu harul. Aici este problema. Că în Scriptură se spune foarte clar, legea și prorocii au ținut până la Ioan, care este premergătorul Domnului Iisus Hristos. Din momentul în care a venit Domnul Iisus, zice, legea a venit prin Moise, dar prin Domnul Iisus a venit ce? Harul și adevărul. Este o distinție fundamentală care se face. Aș dori să fac cât de clar pot lucrul acesta ca să nu existe niciun fel de confuzie. Pogorârea Duhului Sfânt este un eveniment irepetabil în istoria omenirii. Irepetabil. Duhul Sfânt lucrează în fel și în chip. Dar pogorârea Lui în felul în care s-a întâmplat în ziua cinzecimii este un eveniment irepetabil. În al doilea rând, aș vrea să spun foarte puține cuvinte despre primirea Duhului Sfânt. Dumneavoastră știți că în mediul evanghelic există această discuție cu privire la când se primește Duhul Sfânt. Unii zic așa, te poți pocăi, poți să crezi, poți să fii născut din nou, dar Duhul Sfânt nu-i decât deasupra ta. Nu-i în tine. După ce stăvinești o perioadă de timp, Duhul Sfânt intră în tine. Nu vreau să jignesc pe absolut nimeni. Din punctul de vedere al cuvântului lui Dumnezeu, cred că felul în care înțelegem simplu cuvântul lui Dumnezeu, acest lucru este complet eronat. Noi știm că Duhul Sfânt vine în viața noastră când? În ce moment vine Duhul Sfânt în viața credinciosului? Când? Când o crezi, da? Când crezi și te pocăiești, când ești născut din nou, Duhul Sfânt intră în viața ta. Pavel îi scrie lui Tit și spune așa, vă dau un singur pasaj. El ne-a mântuit
pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou. Ascultați! El ne-a mântuit prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug. Peste noi. Dar nu le-a dat Dumnezeu așa puțin. Mă, vă vi dau mai puțin deasupra așa, ca o ploaie pe Duhul Sfânt. Nu, zice, l-a dat din belșug peste noi. Duhul Sfânt se primește în momentul în care ești mântuit. Duhul Sfânt se primește în momentul în care ești mântuit. Cum ești mântuit? E un proces din ăsta de stăruință, de strigătură la Dumnezeu, ca să primești separat, primești mântuirea, separat primești Duhul Sfânt, separat primești nu mai știu ce? Nu. În momentul în care tu ai crezut cuvântul adevărului, cum spune pasajul pe care l-am citit, tu primești Duhul Sfânt în viața ta. În momentul în care ți-ai pus încrederea, toată încrederea, numai în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletului tău. În momentul acela ești mântuit. Deci pogorârea Duhului Sfânt are loc la cincizecime, este un eveniment unic, irepetabil. Primirea Duhului Sfânt se face în momentul în care cineva se întoarce la Dumnezeu. Acum aș dori să subliniez al treilea aspect, da? Nu doar pogorârea Duhului Sfânt, primirea Duhului Sfânt în spate, te rog să te duci calm. Aș dori să subliniez pecetluirea cu Duhul Sfânt. Pecetluirea cu Duhul Sfânt. Este pasajul pe care l-am citit astăzi. Ce este această pecete cu Duhul Sfânt? Versetul 13 spune așa. Hai să vedem când are loc pecetluirea asta. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluit. Zice, ați auzit, ați crezut și ați fost pecetluit. Pecetea asta, pecetluirea cu Duhul Sfânt, nu s-a făcut după 3 ani după ce au crezut ei. S-a făcut atunci, în momentul în care ei au crezut. Ce-i pecetea asta? Păi pecetea se punea, aveai o scrisoare foarte importantă, top secret, pe care o trimiteai nu știu cui. Da? Și dacă erai împărat, îi puneai o pecete. Nimeni nu putea să rupă pecetea aceea decât atunci când ajungea la destinatar. Sau dacă aveai un lucru care vrei să fie ținut tot secret, puneai pecetea pe el și nu îl desfăcea nimeni. Acum, dacă o pecete omenească este respectată de oameni și nu este desfăcută decât de proprietar sau de către destinatar care este împuternicit de proprietar să o deschidă, cum am putea crede noi că un om care este pecetuit cu Duhul Sfânt poate să fie luat din proprietatea lui Dumnezeu? Dumnezeu spune, este proprietatea mea. Eu am pus Duhul Sfânt, am pus parte din mine. Eu sunt în ființa asta. Cum crezi că poți să iei proprietatea? Asta e proprietatea mea, eu nu dau. Dacă un om nu dă, Dumnezeu cu atâta mai puțin dă proprietatea lui. Pecetuirea cu Duhul Sfânt este o lucrare pe care Dumnezeu o face asupra ființelor celor credincioși din momentul în care ei se întorc la Dumnezeu, ca semn și ca garanție că ei aparțin definitiv, total, pentru totdeauna, pentru viața aceasta și pentru veșnicie lui Dumnezeu. Și indiferent ce s-ar întâmpla pe pământul acesta, indiferent în ce direcție ar lua o istoria, oamenii aceștia care sunt copiii lui Dumnezeu, care s-au pus în crederea în Domnul Iisus Hristos, sunt siguri, nu datorită faptelor lor, ci sunt siguri datorită pecetuirii cu Duhul Sfânt. Acesta este un lucru foarte important. Spune pasajul acesta, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, care este o garanție a veșniciei, o garanție a moștenirii. Cum știm noi, frați și surori, că noi o să ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Cum știm noi că nu s-a întâmplat, cum zic unii în lume, ca unii la balanță? Eu pun la balanță, n-ai fapte destul de bune, salut! Am cheiat cu tine. Cum știm noi că promisiunea lui Dumnezeu este adevărată? Dumnezeu nu a zis... Dumnezeu ne spune, credeți-mă pe cuvânt, dar ne-a dat și o garanție, ne-a dat o arvună, ne-a dat ceva înainte, ne-a dat puțin înainte. Mă, ca să fii sigur de promisiunea pe care ți-o fac, uite ce îți dau înainte. Dacă eu ți-aș promite ție că îți dau $1,000,000 și înainte de milionul ăla, uite, ca să fii sigur că îți dau $1,000,000, îți dau un leu. E asta o garanție de valoare? Leul ăla? Da, nicio valoare. Dumnezeu când ne-a promis veșnicia, vă întreb, este un lucru valoros? Este un lucru foarte valoros. Ce garanție măreață putea să ne dea Dumnezeu ca să ne convingă că lucrul acela valoros ne va fi dat cu siguranță? Dacă ne-ar fi dat Dumnezeu așa un lucru mărunt, ar fi spus, asta nu prea e garanție treaba asta pentru noi. Dumnezeu a zis, mă dau pe mine însumi.
Și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt a venit să locuiască în ființele noastre. Hristos locuiește în inimile noastre, Duhul Sfânt locuiește în inimile noastre, Tatăl locuiește în inimile noastre. Ba chiar pecetea aceasta spune că este a Duhului Sfânt. Este prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. În capitolul 4 cu 30, unde vorbește Pavel iarăși despre pecetuirea cu Duhul Sfânt în Efeseni, spune: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți, ascultați, pentru ziua răscumpărării. De unde știi tu, frate și soră, că o să ajungi în ziua răscumpărării? De unde știi? Pe ce te bazezi? Că noi trebuie să avem o bază. Noi vorbim, mă, știți cum vorbesc cu unii oameni? Sper, frate, sper că o să ajung eu. Vorbim de credincioși care se numesc că sper că o să ajung și eu acolo. Sper că o să ajung și eu. Aia nu-i credință. Aia e dubiu. Sper. Da, eu am mers la adunare și am cântat și eu m-am rugat. Sper să aibă Dumnezeu milă, dacă avea Dumnezeu milă de toți. A, hai, vă întreb, asta e certitudine? Asta este siguranță? Asta a venit Dumnezeu să ne dea nouă? Asta e garanția pe care noi avem, așa vi se pare că un credincios arată care crede cu adevărat în promisiunea lui Dumnezeu? Nu. Dumnezeu a spus, v-am dat pecetea Duhului Sfânt ca o dovadă a faptului că veți ajunge până la ziua răscumpărării. Prezența Duhului Sfânt în viețile noastre este garanția noastră. Nimic altceva. Prezența Duhului Sfânt în viețile noastre. Pogorârea Duhului Sfânt fac această recapitulare mereu ca să se întipărească poate mintea noastră dacă unele lucruri nu sunt clare. Nu spun că nu sunt clare, poate nu sunt clare. Pogorârea Duhului Sfânt este evenimentul unic, irepetabil, care are loc la cincizecime. Primirea Duhului Sfânt este momentul în care Duhul Sfânt intră în ființele noastre, în inimile noastre, în momentul în care noi credem. Pecetuirea cu Duhul Sfânt are loc tot în momentul în care noi credem. Și este o garanție pe care noi o primim de la Dumnezeu că suntem ai Lui până în ziua răscumpărării. Și apoi ajungem la subiectul ăsta foarte controversat al botezului cu Duhul Sfânt. Da? Subiectul ăsta este foarte controversat, dar el poate fi lămurit, cred eu, din cuvântul lui Dumnezeu destul de simplu. Vă spun de ce destul de simplu. Dacă dumneavoastră ați avea bunăvoința aceasta acasă, puteți să citiți așa dintr-un foc odată când aveți timp, dacă nu aveți timp, vă faceți, Cartea Faptelor Apostolilor. Și veți vedea că în Cartea Faptelor Apostolilor, cine știe câte evenimente de botez cu Duhul Sfânt sunt. Nu sunt multe. Treaba este să lămurești foarte simplu. Sunt 4 evenimente de botez cu Duhul Sfânt. Doar 4. În Fapte, capitolul 2, la cincizecime, avem pe evrei. În Fapte, capitolul 8, avem pe samariteni. În Fapte, capitolul 10, avem pe Corneliu, casa lui, prietenii lui care era acolo. Și în Fapte, capitolul 19, îi avem pe ucenicii lui Ioan. Sunt 4 evenimente. Foarte important, toate evenimentele acestea sunt colective. Cu alte cuvinte, nu e unul din ăsta singur care se duce acasă și strigă: Doamne, vreau să mă botez cu Duhul Sfânt. Și Dumnezeu îl botează cu Duhul Sfânt. Nu există așa ceva în Biblie, înțelegeți? Nu există așa ceva în Biblie. Un om singur care de capul lui vrea să fie botezat cu Duhul Sfânt. Nu există așa ceva în Biblie. Nu există, pur și simplu. Astea sunt invenții ale oamenilor. Nu există așa ceva în Biblie. Bun. Nu există în Biblie, ca să fac mai clar lucrurile, nu există niciun caz în Biblie în care altcineva, afară de apostoli, să-și pună mâinile peste cineva pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. Nu există nici, doar apostoli. Doar apostoli. În Fapte 2 nu-și pune nimeni mâinile, vine Duhul Sfânt prin suveranitatea lui Dumnezeu. În Fapte 8 vine Petru cu Ioan, care erau apostoli. În Fapte 10, Petru predică Evanghelia și Duhul Sfânt coboară. Și în Fapte 19 îl avem pe apostolul Pavel. În niciun alt caz nu vezi că zice, cum și-o pus Petru și Ioan mâinile peste astea, ne punem și noi mâinile. Și în întâlnirile astea se puse și pe internet, peste tot. Își pun ăștia mâinile, mari guru din ăștia religioși, își pun mâinile, bapă unul peste altul să primească Duhul Sfânt. Ce-i tu, mă? Tu ești apostolul Domnului Iisus? Unde vezi în Biblie un alt exemplu de alt om afară de apostoli însărcinați, împuterniciți, clar de Iisus Hristos, să facă lucrarea lui Dumnezeu, alt om care să vină să-și pună mâinile așa, iurea, să primească oamenii Duhul Sfânt? În alte situații, pentru vindecări și alte lucruri s-au făcut treaba asta. Dar pentru botezul cu Duhul Sfânt a fost o lucrare dată apostolului și vom vedea imediat de ce. Acum, repet din nou, este o lucrare făcută colectiv pentru mai mult, pentru un grup de oameni, nu pentru un om. Și este o lucrare făcută la categorii distincte de oameni. Repet, se face prima dată la evrei,
apoi la samarite, apoi la neamuri și apoi la ucenicii lui Ivan. Ce a vrut Dumnezeu să ne învețe prin faptul că în Cartea Faptelor Apostolilor, de la început la final, avem patru cazuri, dar de categorii diferite de oameni. De ce, de exemplu, nu găsim un caz în care să fie botezați cu Duhul Sfânt niște neamuri în Efes și după aceea să fie botezate cu Duhul Sfânt niște neamuri din Creta sau din Corint? De ce nu găsim descrise două evenimente pentru aceeași categorie de oameni? Răspunsul este destul de simplu. Pentru că Dumnezeu a vrut să ne învețe că, arătându-ne patru categorii distincte de oameni, a vrut să ne învețe că toate categoriile acestea sunt acceptate în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și evreii, și samaritenii, și neamurile, și ucenicii lui Ioan. Asta a fost intenția lui Dumnezeu prin faptul că ne-a lăsat patru categorii de oameni. Ce înseamnă acest botez cu Duhul Sfânt? Ce înseamnă acest botez cu Duhul Sfânt? Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că Duhul Sfânt ia o categorie de oameni, sau ia niște oameni, și ia lipește de adunarea Domnului Iisus. Ia lipește de trupul Domnului Iisus. Asta este botezul cu Duhul Sfânt. Imaginați-vă acum în Fapte capitolul 2, că unii zic în felul următor. Mă, în Fapte capitolul 2, ucenicii erau deja credincioși. Ucenicii nu au primit botezul cu Duhul Sfânt în momentul în care au crezut. Au primit mai târziu, adică când? La cincizecime, nu? Că ucenicii au fost credincioși, cel puțin, să spunem, măcar după învierea Domnului, deși eu cred că au fost și înainte, măcar după învierea, au avut ei o credință mai slabă, dar au fost credincioși, da? Și zic, ei au primit Duhul Sfânt în Fapte 2 abia, au trecut multe zile până în Fapte 2. Acum, dacă ne gândim la acești evrei, evreii aceștia au prins o perioadă unică din istoria omenirii. Care perioadă? Ei au prins și Vechiul Testament, și Vechiul Legământ, au prins și Noul Legământ. Noi sărbăm și comemorăm și ne amintim la masa Domnului și instituirea noului legământ. Acesta este sângele legământului celui nou. Legământul cel nou a fost instituit de Domnul Iisus Hristos în seara aceea și a fost pecetluit în jertfa Lui. Până atunci n-a fost noul legământ. Acum, ucenicii Domnului Iisus și ceilalți credincioși care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos au prins și perioada dinainte de Hristos. Cu legea, cu jertfele, Vechiul Legământ. Și au prins și perioada asta de tranziție. Ioan, Iisus și pogorârea Duhului Sfânt. Ei au prins tranziția aceasta de la nou, de la Vechiul Legământ la Noul Legământ. Noi, astăzi. Noi mai avem perioada aceasta. Noul Legământ a fost instituit odată pentru totdeauna în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și nu mai există niciun motiv pentru care noi să așteptăm o venire ulterioară a Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt a fost dat deja, cum am spus. În Fapte, capitolul 8, avem al doilea caz de samariteni. Dumneavoastră știți, samaritenii nu acceptau sistemul iudaic, nu acceptau Sfânta Scriptură iudaică decât cele 5 cărți ale lui Moise. Samaritenii nu acceptau jertfele care erau la Ierusalim, nu acceptau că Ierusalimul este o cetate sfântă, că templul este un loc sfânt. Ei nu acceptau nimic de acolo. Ei aveau muntele lor, ideile lor, religia lor, ei făceau lucrurile cum credeau ei. Și erau și o corcitură, nu erau evrei pur sânge. Bun. Imaginați-vă dumneavoastră că în momentul în care Filip s-a dus aici și a predicat Evanghelia, ei primeau Duhul Sfânt atunci pe loc. Dar nu l-au primit. Dar să ne imaginăm că l-ar fi primit atunci pe loc. Și ce s-ar fi întâmplat? Samaritenii s-ar fi uitat la evrei de peste gheară, vedeți, n-am, mă, vedeți? Că și noi suntem la... nu sunteți mica mai greu ca noi. Nici un fel de problemă. Voi cu religia voastră, cu muntele vostru, cu templul vostru, noi cu muntele nostru și cu religia noastră, că foarte bine avem și noi Duhul Sfânt, fără voi. E, uite că se întâmplă ceva. Filip predică Evanghelia și, interesant, nu vine Duhul Sfânt. Deși Duhul Sfânt în Fapte 2 coborâse deja. Filip predică Evanghelia în Fapte, capitolul 8, și Duhul Sfânt nu vine peste samariteni. Știți când vine Duhul Sfânt? Când vin doi apostoli de unde? De la Ierusalim, care Ierusalimul și evreii erau în opoziție cu samaritenii. Erau în ceartă. Nu vine Duhul Sfânt până când nu vine apostolii aceștia doi să roagă pentru ei și pun mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Și este pentru prima dată în istoria poporului Israel când între samariteni și evrei se face legătură și pace. Și nu se face legătură și pace în poporul Israel, în Vechiul Legământ, ci se face legătură și pace în biserică, în Noul Legământ, prin sângele Domnului Iisus, prin Evanghelie, prin lucrarea Duhului Sfânt. Dacă ei ar fi primit Duhul Sfânt fără evrei, atunci totdeauna s-ar fi păstrat această ruptură, această diviziune. Ar fi fost două biserici. Biserica samariteană și biserica evreiască. Dumnezeu a vrut să distrugă zidul ăsta dintre ei.
Și de aceea a lăsat să vină doi apostoli, doi stâlpi de la Ierusalim, care au fost prezenți și la primul eveniment de botez cu Duhul Sfânt în Fapte 2 și au fost și la al doilea eveniment cu botez cu Duhul Sfânt în Fapte 8. Și unul dintre ei, Petru, este și la al treilea eveniment de botez cu Duhul Sfânt în Fapte 10. De ce? Ca și neamurile și samaritenii și evrei să fie toți acum adunați împreună, să nu mai existe această separare. Înțelegeți așadar de ce a existat o perioadă de timp dintre convertirea lor și botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Ca Dumnezeu să rezolve această ruptură dintre evrei și dintre samariteni. Este vreunul de aici samaritean? Nu sunteți samariteni pe aici, nu? Niciunul. Nu. Interesant că nu sunteți samariteni pe aici, niciunul. Nici eu nu sunt. Atunci nu avem niciun motiv să așteptăm noi să fim botezați cu Duhul Sfânt peste 5 ani după ce ne-am întors la Dumnezeu. Înțelegeți? A fost o situație unică. Asta nu înțeleg oameni. O, noi vrem ca samariteni, zic unii. Cum? Uite, samaritenii au primit Duhul Sfânt după mai mult timp după ce au crezut în Domnul Iisus Hristos. Măi, ești samaritean? Care-i treaba că nu înțeleg? Ești samaritean? O, da, evreii cum au primit ucenicii Domnului Iisus după ce au crezut în Domnul Iisus, au primit Duhul Sfânt? Mult mai târziu. Bă, tu ești din vechiul legământ și ești acum trecut în noul legământ și încă nu a venit Duhul Sfânt și trebuie să prinzi perioada asta. De ce vrei să te încadrezi într-o categorie de oameni? Nu ești nici evreu, nu ești nici din vechiul legământ care trece în noul legământ, nici samaritean. De ce vrei să experimentezi ceva care a fost unic? Acum, dacă ne uităm la al treilea caz, care este cu Corneliu, să știți că oamenii nu le place cazul ăsta. Oamenilor care vorbesc despre faptul că botezul cu Duhul Sfânt e mult timp după nașterea din nou, după multă stăruință la Dumnezeu, nu le place cazul lui Corneliu. Știți de ce? Pentru că în cazul lui Corneliu, unde avem de-a face cu niște neamuri, oameni dintre neamuri, și noi suntem neamuri, acești oameni primesc botezul cu Duhul Sfânt când? Instant. Când aud Evanghelia și cred. Asta nu ne mai place cazul ăsta. Pe nouă ne place perioada aia. După strigare multă, după rugăciune multă, după sforțare multă, să vadă Dumnezeu transpirația mea spirituală și să zică, după atâta transpirație, îți dau Duhul Sfânt în sfârșit. Da? Nu le place. Vor să contribuie, mă, puțin. Niște lacrimi, niște transpirații, ceva măcar. Nu? Să-mi contribui și eu ceva la primirea Duhului Sfânt. Nu spune Scriptura? Foarte simplu. Pe când rostea Petru. De ce îl trimite Dumnezeu pe Petru? Că era la distanță destul de mare. Pentru același motiv. Sunt trei cazuri de botezuri cu Duhul Sfânt, da? Evrei, samariteni, neamuri, categorii diferite de oameni, care nu se înțelegeau între ei și nu se acceptau între ei, și Dumnezeu ia un om care să fie prezent la toate astea trei, un evreu, îl ia ca să fie prezent la toate astea trei. De ce? Ca să se adune împreună. Nu vă aduceți aminte că imediat după Fapte 10 îl cheamă ăștia la Ierusalim, îl cheamă comitetul pe fratele Petru. Petru, unde ai fost? Am fost pe la neamuri. Ce căta la neamuri, să mănânci la neamuri în casă, să intri la neamuri în casă, Petru? Tu ești evreu, tu ești curat, ești la spurcața aia. Și Petru trebuie să le explice la ăștia, deși Dumnezeu le-a arătat din Fapte capitolul 2, că toate neamurile sunt acceptate, trebuie să le explice la ăștia iară Evanghelia, după atâta mare de timp. Mă, voi nu înțelegeți. Dumnezeu îi acceptă pe toți. Nu-i explica viziunea aceea în care Dumnezeu l-a pus să mănânce și așa mai departe. Și ei atunci au dat slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Dar știți cum au acceptat evreii până la urmă? Știți cum au acceptat evreii? Ascultați ce spune. Ce argument le dă Petru? Petru nu le spune. Am văzut o pocăință la ei? Cum n-am văzut nicăieri pe planetă? Gogoș! Nu l-a acceptat nimeni pe Petru dacă spune așa. Am văzut la ei o credință cum n-am văzut la evrei. Du-te de aici! Să supărau evrei dacă spuneau așa. Ce le spune Petru? Ce argument le aduce Petru? Vă aduceți aminte ce argument le dă Petru ca să le justifice că neamurile sunt acceptate de Dumnezeu? Auziți ce spune? Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Dar nu se termină aici. Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Cum spune? Ia ascultați. Ca și peste noi. Înțelegeți ce face Petru? Petru spune, mă, oameni buni, voi înțelegeți? Ce s-a întâmplat cu noi evrei, poporul lui Dumnezeu la cinzecime, e exact același lucru care s-a întâmplat cu neamurile. Și ascultați ce spun evreii. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Când s-au potolit? Când au văzut că botezul cu Duhul Sfânt la neamuri a fost de același fel ca botezul cu Duhul Sfânt de la evrei. De aceea a fost necesar să fie Petru acolo. Ca Dumnezeu și ruptura dintre evrei, ca și ruptura dintre evrei și samariteni, și ruptura dintre evrei și neamuri să fie rezolvată în trupul Domnului Iisus, în jertfa Domnului Iisus, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și avem în final acest exemplu al ucenicilor lui Ioan, care și ăștia sărmani erau la cărămași în urmă,
Că spune Scriptura aici în felul următor. Îi întreabă Pavel pe ucenicii lui Ioan în Efes: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nu știam. Ei n-au auzit. Nici măcar n-au auzit. Ce să primească că ei n-au auzit? Ei erau tot în vechiul legământ. Duhul Sfânt venise, noul legământ era instituit, ei trăiau tot în vechiul legământ. Și Pavel îi întreabă: dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Și Pavel îi spune: păi Ioan a botezat cu botezul pocăinții și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Adică bă, voi sunteți rămași în urmă, voi n-ați înțeles. Voi de la botezul lui Ioan trebuia să treceți la botezul adevărat al Domnului Iisus și acum trebuia să fi primit Duhul Sfânt. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus, Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Așadar, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă simplu următorul lucru. Avem biserica instituită în Fapte, capitolul 2, în mod oficial. Samaritenii s-au dus în biserică în Fapte 8. Neamurile s-au dus în biserică în Fapte 10. Ucenicii lui Ioan, care și ei erau o leacă rămași în urmă, s-au dus în biserică în Fapte 19. Asta înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Fiecare categorie de oameni care a existat pe planetă, diferită, Dumnezeu a lăsat evenimentele astea publice, clare, ca să arate tuturor, odată pentru totdeauna, lăsat descrise în Sfânta Scriptură, că nu există categorie de oameni care să nu fie primită în Biserica Domnului Iisus. Lucrul acesta este clar până ziua de astăzi. Acum, ajungem la această... Și aș vrea să lămuresc și problema asta, pentru că este, într-adevăr, sunt niște întrebări legate de subiectul acesta. Problema aceasta a vorbirii în alte limbi, da? Vorbirea în alte limbi. Ce rol a avut vorbirea în alte limbi? De ce nu mai vorbim în limba asta? Sau dacă vorbim, de ce să vorbim? Deci problema trebuie lămurită. Dacă doriți dumneavoastră, v-aș invita să deschideți la Fapte, capitolul 2. Și să citim câteva versete. Fapte, capitolul 2, versetul 8. Până la 11. Oamenii care erau acolo spuneau așa: cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și auzim. Este o enumerare aici care nouă ni se pare plictisitoare, dar e foarte importantă. Parți, Mez, Elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părți nelibe dinspre Cirena, oaspeți din Romani, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Vorbirea în limbi este un semn. Un semn îți arată ceva. Când vezi un semn, semnul îți arată ceva. Niciun om, eu n-am văzut niciun om până acum, când vede un semn de circulație, să oprească la semnul de circulație și să spună: vreau să iau semnul ăsta cu mine acasă. Că e tare frumos semnul ăsta. Nu. Semnul te ghidează, semnul te direcționează într-un loc anume, da? Semnul te avertizează, semnul îți spune ceva. Semnul are un mesaj în el însuși. Vorbirea în limbi este un semn. Un semn că ce? Păi un semn că parții, mezii, elamiții, cei din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile libe dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretan și arab. Un semn că toți oamenii aceștia, din momentul acesta, sunt acceptați ca și candidați foarte buni pentru Evanghelie și pentru membralitate în adunarea Domnului Iisus. Că de asta le vorbește Dumnezeu în limba lor. Adică în primul eveniment de pogorâre a Duhului Sfânt, Dumnezeu îi învață următorul lucru. Oameni buni, din clipa aceasta, Evanghelia trebuie să se ducă la orice făptură. Că Evanghelia după Matei se încheie exact în felul acesta. Se încheie exact în felul acesta. Auziți ce spune? Duceți și faceți ucenici din toate neamurile. După 50 de zile se coboară Duhul Sfânt și le dă o vorbire în limbi pentru toate neamurile. Este un semn care le arată, mă, toate neamurile acum au voie, au parte de Evanghelia Domnului Iisus. În Fapte, capitolul 1, se sublinează același lucru, zice: și voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Noi vedem că evreii s-au lăsat cam greu convinși de treaba asta, că trebuie să ducă până la marginile pământului. Și până la evrei, și până la samariteni. Nu prea le-a plăcut lor ideea asta. Că evreii erau ei așa, mai sectariști, mai izolați. Mai izolați și Dumnezeu a trebuit să le arate prin semnul acesta al vorbirii în limbi că Evanghelia trebuie să se ducă la toate limbile, la toate etniile pământului. Nu știu, e clar treaba asta cu vorbirea în limbi sau nu înțeleasă
Mie mi se pare suficient de clar. Au vorbit în multe limbi pentru a arăta că Evanghelia trebuie să se ducă la toate limbile. Simplu. Acum, eu vă întreb. Noi acceptăm faptul că Evanghelia Domnului Iisus este pentru tot pământul acesta? Da sau nu? Acceptăm, nu? Ce folos ar fi să vin eu acum să vorbesc aici în chineză? Doamne, acolo cineva a vorbit, de exemplu, a vorbit în arabă. De ce a vorbit un ucenic în arabă? Că erau niște arabi acolo. Altul a vorbit în cretană. De ce? Că erau niște cretani acolo. De ce s-au vorbit în cretană? Eu vin astăzi aici și vorbesc în indian. Pentru ce? Ca să arăt ce? Că indienii sunt acceptați în mântuire și în biserică. Știm de da. Mulțumim. La revedere. Nu are niciun sens. Dar pentru ei, pentru sectariștii ăștia izolați, care au ținut toate binecuvântările lui Dumnezeu, poporul Israel numai pentru ei și greu s-au descris spre alții. Doar foarte greu. Foarte greu. Dumnezeu a trebuit să le dea un semn evident, public în fața tuturor, un miracol în fața tuturor, că din momentul acesta Evanghelia trebuie să se ducă la toate etniile pământului. Nu există nicio separare, niciun zid, nicio distinție, nimic. Toți oamenii sunt la fel acum înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face discriminare. Asta a fost semnul vorbirii în altă limbă. Pentru ei. Acum imaginați-vă că ajungem în Fapte 10, de exemplu. Și Corneliu cu ceilalți dintre neamuri acolo, cu prietenii lui, cei din casa lui, ar fi primit botezul cu Duhul Sfânt fără vorbirea în limbi. Ce ar fi spus evreii? N-aveți? Totuși avem noi o jucărie în plus. Eu primit botezul cu Duhul Sfânt, dar nu chiar ca noi. Bă, noi avem ceva în plus. Și n-ar fi înțeles nimic. Dumnezeu le repetă încă o dată. Oameni buni, voi ați înțeles care e treaba. Acum, când Corneliu cu casa lui vorbesc în alte limbi, nu-i nimeni acolo dintre alte neamuri. Nu mai e ca la 50.000. O mulțime de oameni acolo care se audă pe ei vorbind în alte limbi. Nu era nimeni care să înțeleagă ce spune ei acolo. Dar ei au vorbit în limbi tot ca un semn. Un semn pentru cine de data asta? Pentru Petru și pentru evreii de la Ierusalim care urmau să audă de evenimentul acesta. Măi, ei au vorbit în limbi ca și noi la început. Voi înțelegeți că Dumnezeu ne spune acum a doua oară că și oamenii ăștia s-au acceptat în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu și în mântuire și în Evanghelie și așa mai departe. Ajungem la Fapte, capitolul 19, și spune Scriptura: și a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Dacă a treia oară Dumnezeu lasă miracolul acesta al vorbirii în alte limbi pentru altă categorie de oameni, nu pentru aceeași. Prima dată e peste evrei, ucenicii evrei de la Ierusalim, a doua oară peste neamuri, a treia oară peste ucenicii lui Ioan, care iarăși erau mai departe în Imperiul Roman, dar Dumnezeu de trei ori spune același lucru. Alo, treziți-vă! Evanghelia trebuie să se ducă la orice făptură. Dumneavoastră poate ați putea să întrebați, măi, dar ce ăștia am început? Nu înțeles din Fapte 2 că Evanghelia trebuie să se ducă la toți oamenii? Nu înțeles. De ce fac ăștia cearta cu Petru în Fapte, capitolul 11, dacă ar fi înțeles din Fapte 2? Deci Dumnezeu trebuie să le mai repete o dată. Și credeți că după Fapte 11 s-o lămuri problema? Nu crezi un consiliu la Ierusalim în care unii vreau să pună exact sistemul iudaic peste biserică? Încă nu înțeleseseră distinția, încă nu înțeleseseră cum s-o rezolva problema. Încă n-am înțeles cum se intră în noul legământ, care este lucrarea lui Dumnezeu în noul legământ. Și Dumnezeu mai repete o dată semnul acesta. Ca să fie clar pentru toată lumea. Așa că din punctul meu de vedere, astăzi să vină cineva și să spună eu vreau să vorbesc în indian. Poți vorbești în ce vrei tu. Dar nu are niciun sens pentru biserica acum care noi am înțeles ce a vrut Dumnezeu să ne învețe prin semnul acesta, că toți sunt acceptați în Evanghelie și în mântuire și în biserică. Pentru noi nu are niciun sens să te apuci de vorbit în alte limbi. Nu are niciun sens. Și mi-este greu să cred că Dumnezeu face lucruri fără sens. E greu, foarte greu să cred. Dumnezeu face așa un lucru numai așa, ca să satisfacă curiozitățile cuiva. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Să știți, Dumnezeu nu face lucrul acesta. Dumnezeu a lăsat un semn cu un mesaj foarte clar. Orice etnie de pe planeta Pământ, de astăzi înainte, este acceptată în biserică, trebuie să îi se vestească Evanghelia, poate să fie mântuit și are parte de jertfa Domnului Iisus. Ca o recapitulare, pogorârea Duhului Sfânt este un eveniment unic care formează biserica. Primirea Duhului și pecetuirea Duhului au loc în momentul nașterii din nou. Botezul cu Duhul Sfânt este adăugarea pe care Dumnezeu o face la trupul Domnului Iisus a mai multor categorii de oameni. Iar semnul vorbirii limbii a fost un semn care a arătat că fiecare categorie, fiecare etnie are loc și parte în
lucrarea lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Acum aș dori să spun câteva cuvinte despre plinătatea Duhului Sfânt, care este ceva diferit de botezul cu Duhul Sfânt. Este ceva diferit. Și găsesc necesar să vă spun lucrul acesta, nu să vă flatez, dar singura literatură în care am găsit făcută distinția aceasta este literatura GBB, unde plinătatea Duhului Sfânt, sau umplerea cu Duhul Sfânt, are două direcții sau două manifestări. O manifestare pentru slujire și o manifestare pentru sfințire. Sau are două scopuri. Să te împuternicească pentru slujirea ta și să te împuternicească pentru sfințirea ta. Dacă citiți cărțile, puteți să observați lucrul acesta suficient de clar. Și aș vrea să vă dau exemple pentru ambele cazuri. De exemplu, Fapte capitolul 4. Spune Scriptura așa. Versetul 31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați și ascultați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. E foarte important cuvântul ăsta. Toți. Umplerea cu Duhul Sfânt a fost numai pentru un om, pentru o elită, numai pentru predicator. Umplerea cu Duhul Sfânt a fost pentru toți. Dacă Biblia spune că a fost pentru toți, înseamnă că a fost pentru toți. Toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Acum ziceți, mă, dacă ne-am umplut toți cu Duhul Sfânt, cum să vestim toți cuvântul? Că suntem și surori și frați aici și unii care nu știu să predice. Nu e vorba despre asta. E vorba despre o mărturisire a Evangheliei pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi față de cei cu care ne întâlnim și cu care avem acces. Nu să ne ridicăm toți la voce să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Nu! Toți au ieșit afară și au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Vă întreb, aici este vorba despre sfințire sau slujire? Slujire, nu? Evident lucrul acesta. Dar este vorba despre o slujire. Vă mai dau un exemplu. Tot din Faptele Apostolilor. Faptele Apostolilor, capitolul 9. Spune Scriptura în felul următor. Versetul 15. Du-te că cine este un vas ales pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Ce asta? Sfințire sau slujire? Vorbește despre Pavel aici. Este un vas ales să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel. Ce asta? Slujire. Ca bună ziua, da? Ce se întâmplă imediat după versetul acesta? Ascultați. Imediat după ce prezintă misiunea lui Pavel, spune Anania a intrat la el și a spus, frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scape vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Păi cum să te duci, Domnule, în slujire fără plinătatea Duhului Sfânt? Da? Vă mai dau un exemplu. Am vrut să rămân la vă mai dau un. Fapte capitolul 1, verset 8. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și veți fi ce? Pentru ce-i puterea? Pentru mărturie, pentru slujire. Acum vedeți dumneavoastră, nu spune, voi veți primi o putere și veți fi sfinți. Este și lucrul acesta, dar nu aici. În Faptele Apostolilor sunt evenimente de umplere cu Duhul Sfânt care au loc pentru o slujire specifică. Și aceiași oameni care au fost umpluți în Fapte 2, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, vorbeau în alte limbi, în Fapte capitolul 4 iarăși sunt umpluți cu Duhul Sfânt. De ce? Că această putere, această nevoie de putere de la Dumnezeu este continuă. Și acum vreau să mai lămuresc un aspect. Cum se face umplerea asta cu Duhul Sfânt? Noi am spus că primirea Duhului Sfânt se face în momentul nașterii de om, când te întorci la Dumnezeu. Dacă eu am Duhul Sfânt, cum pot să mai fiu umplut? Cum poți să fii umplut dacă ai Duhul Sfânt? Dacă tu ai Duhul Sfânt, cum poți să fii umplut? Acum, problema este că noi ne imaginăm alte lucruri în timp ce folosim cuvântul umplut. Adică îți imaginezi un vas în care tori din afară, nu? Din afară, în vasul acela, tori până să umple. Umplerea cu Duhul Sfânt nu este în felul acesta. Duhul Sfânt este în noi și ne umple dinăuntru. Duhul Sfânt nu ne umple din afară, că El este deja în noi. Altfel negăm ce spune Scriptura și spunem o erezie. Adică Duhul Sfânt a plecat între timp și vine iarăși să ne umple sau ce? Duhul Sfânt este în mine. Duhul Sfânt nu mai pleacă. Zice, va fi cu voi în viață. Duhul Sfânt nu iasă și vine, iasă și vine, iasă și vine, iasă și vine. Face așa, când afară, când nu. Nu, El este în mine și din mine Duhul Sfânt se manifestă în exterior. Îmi umple ființa mea, ia în control toată personalitatea mea și mă pune în slujirea lui Dumnezeu. Din interior se manifestă Duhul Sfânt. Aceasta trebuie să fie o bucurie pentru noi. Mulți oameni s-au rătăcit.
O, zice, păi spune Biblia că s-a umplut cu Duhul Sfânt de mai multe ori. Înseamnă că, Dumne, hai, vină Duhul Sfânt, du-ne să vină, Domnule. Cum vrei să vină? Ce vrei să cadă o placă de beton de 7 tone pe tine, să simți că a venit Duhul Sfânt peste tine? Ce vrei să întâmple? Un meteorist să te lovească? Să simți că a venit Duhul Sfânt? Sau cum vrei să știi că ai fost umplut cu Duhul Sfânt? Că Duhul Sfânt vine nu din exterior. Duhul Sfânt care este deja în mine, în credincios, se manifestă în afară. Și mă capacitează, îmi ia în stăpânirea lui mintea mea, voința mea, gura mea, sentimentele mea, întreaga mea personalitate și o pune în slujirea lui Dumnezeu. Din interior face lucrul acesta, nu din afară. Da? Din interior face Duhul Sfânt lucrul acesta. Aceasta este umplirea cu Duhul Sfânt pentru slujire. Dar cum spunea, este o umplere cu Duhul Sfânt pentru sfințire. Însă înainte de să ne uităm și la un pasaj care vorbește despre această manifestare a Duhului Sfânt, vreau să subliniez lucrul acesta, este necesar pentru fiecare dintre noi, mai ales toți avem nevoie de lucrul acesta, dar mai ales pentru cei care slujim, este necesar să căutăm, să avem această împuternicire de la Dumnezeu, să ne rugăm pentru ea. Să ne rugăm pentru ea. Chiar noi care slujim știm în momentul în care am slujit cu puterea lui Dumnezeu și știm în momentul în care am slujit așa, fără ulei, știți? Și nu e bine. Să cam rod lucrurile pe acolo și nu-i bine, da? Nu-i bine și pentru noi, nu-i bine și pentru cei care ne aud, nu-i bine. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută cu puterea lui Dumnezeu. Pentru asta este plinătatea Duhului Sfânt. Nu putem face nimic fără Dumnezeu și venim la Dumnezeu cu smerenie, cu umilință, mereu și mereu, Dumnezeu ne putea da o dată pentru totdeauna, să știți. De aceea să mergem totdeauna așa, la maxim, în continuu sus. Dar Dumnezeu a vrut să fim smeriți și totdeauna să venim la El și să căutăm. Și să depindem de El. În fiecare zi. Deci, gata, nicio problemă. Eu nu mai am nicio treabă. Nu. Ai Duhul Sfânt. Dar ai nevoie ca El totdeauna să te umple, totdeauna să te umple, totdeauna să te umple, totdeauna să te umple. Lucrul acesta este foarte important. Acum poate vă întrebați ce are nevoie o mamă să fie umplută cu Duhul Sfânt. Păi cum îți imaginezi că pruncii la o femeie pocăită o să fie copii pocăiți? Decât dacă e o mamă plină de Duhul Sfânt care îi crește în frica și în învățătura Domnului. Și nu îi trimite dintr-o casă de pocăiți în discotecă și după aia în iad, cum se întâmplă în multe familii de credincioși. În prea multe familii de credincioși. Umplerea cu Duhul Sfânt o fi pentru alții. Nu! Fiecare om are nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Fiecare om. Și repet ce am spus la o părtășie de casă. Imaginați o singură mamă de asta, care își crește copiii în frica și în învățătura Domnului și ca o mamă plină de Duhul Sfânt, cu toate greutățile care sunt în viață, reușește să crească niște copii pentru împărăția lui Dumnezeu și face niște fii ai cerului din ei. Niște fii ai neghine. Ce impact pentru adunarea lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru lumea aceasta poate avea o femeie din asta. O mamă ca lui Timotei, o bunică ca lui Timotei, că Pavel observă lucrul acesta, zice că ai luat de la mama ta, de la bunica ta, s-a transmis. Dom'le, am știut, bunica aia știu cumva să fac ceva cu mama lui Timotei și să-i transmită credința aceasta în Dumnezeu. Să o învețe cumva, să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Și a știut și mama lui Timotei să facă la fel, ce a făcut mama ei cu ea, față de Timotei. Da, Pavel l-a luat pe Timotei să-l ucenicizeze, dar Pavel recunoaște că Timotei datorează felul în care el a trăit și întoarcerea lui Dumnezeu mamei lui și bunicii lui. Zice, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Cum știa Domnul ăsta din pruncie Sfintele Scripturi? Că avea o mamă și o bunică care s-a ocupat de el. A, să facă tata. A, noi nu știm din Biblie. Ce știm noi, femeile din Biblie, să facă? Ce s-a întâmplat cu Timotei? Ajungea Timotei în Efes să facă lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea extraordinară pe care a făcut-o, dacă se gândea mai exact așa, ce știe Timotei? Păi ce știe un prunc la 3 ani? Lasă Domnule să stai să uite la prostii. Nu știu nimic a prunce. Păi nici eu nu prea știu Biblia, eu nu prea am eu cu Biblia, cu lucrurile astea, sunt frațe. Ce era de Timotei dacă gândea așa mama lui Timotei? Sau bunica lui Timotei? Nu? Și-au luat responsabilitatea aceasta față de cuvântul lui Dumnezeu, în temere de Dumnezeu și-au crescut copilul acela pentru împărăția lui Dumnezeu. Și este un exemplu extraordinar. Și lucrul acesta se poate întâmpla și se întâmplă și astăzi. Și se întâmplă și astăzi cu mulți oameni. Mulți oameni al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a folosit extraordinar au fost niște nimeni. Ieșiți de nu știu ce cătune, de pe nu știu unde. Tu au avut niște părinți care s-au ocupat de ei, credincioși. Lucrul acesta nu poate fi făcut fără prezența Duhului Sfânt în casă. Nu poate fi făcut sub absolut nicio formă. Se întâmplă că Dumnezeu ia câte o scursură a societății, care a avut cei mai nenorociți pământi și părinți și pentru slava lui Dumnezeu îl mântuiește Dumnezeu și îl face Dumnezeu un om al lui. Da, Dumnezeu face lucrul acesta pe tot pământul acesta. Și slava lui Dumnezeu pentru asta, că pentru asta a venit Hristos. Pentru oamenii păcătoși. Dar
Asta nu trebuie să mă facă pe mine ca părinte să zic, măi, eu știu mulți oameni care au fost drogați, care au fost nenorociți și Dumnezeu i-a mântuit. Lasă că și dacă pungii mei au ajunge drogați și nenorociți, i-a mântuit Dumnezeu până la urmă. Eu nu pot să gândesc așa. Asta e o minte de un bolnav. E o minte diabolică asta. Nu, eu spun, domnule, eu n-aș vrea ca copiii mei să mai treacă pe acolo. Să slujească lui Dumnezeu din pungie. De ce să piardă 15-20 de ani din viață? De ce să-și facă praf toată viața și după aceea să întoarcă la Dumnezeu? Nu? De ce să nu ia din pungie, cum a luat-o Timotei? Acesta trebuie să fie o gândire de om creștin, de om care are mințele în cap, la propriu, care are mintea înainte de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, repet, lucru pe care am vrut să-l fac clar în această paranteză puțin cam mare, este că această plinătate a Duhului Sfânt este nevoie pentru fiecare persoană. Pentru fiecare persoană. S-au pus adolescenți, tineri chiar, care spun, am fost... Iaud, am fost și am primit Duhul Sfânt la stăruință, am primit Duhul Sfânt la stăruință. Și el înjură la școală, și copie la școală, și vorbește unul cu profesorii la școală. Ce Duhul Sfânt ai primit tu, mă? Să-ți bagi joc de noi? Tu vrei să spui mie că ai lucrat Duhului Sfânt în viața ta? Cine te crede pe tine? Cine dă 2 lei pe vorbele tale? Că ai primit tu ceva, că ai simțit. Am simțit, frate, și dacă ai simțit ce? În practică, dacă nu se vede nimica. Tu ai nevoie nu de o minciună din asta. De o euforie din asta de câteva momente. Tu ai nevoie de o prezență reală a Duhului Sfânt care transformă ființa ta și gura ta ca să fii un martor al Domnului Iisus. Ce crezi s-ar întâmpla în școlile din țara asta dacă toți copiii de pocăiți care pretind, care și botezați, unii pretind că-s botezați cu Duhul Sfânt, unii pretind că-s credincioși, dacă toți care ar pretinde, nu care nu pretind, toți care pretind că-s copiii lui Dumnezeu, dacă toți ar fi martori ai Domnului Iisus Hristos cu prezența Duhului Sfânt în viața lor. Ar fi foarte mare diferență. Credeți-mă, ar fi foarte mare diferență. Dar câte parale dă lumea pe vorbele mele când lumea vede că eu una spun și o altă fac. Și uneori poate fac mai rău ca ei. Lucrul acesta nu este posibil. Lucrul acesta nu este posibil. Repet, această plinătate a Duhului Sfânt este pentru toți aceia care sunt credincioși ai Domnului Iisus Hristos. Vreau să deschideți, dacă ați dori, la Efeseni capitolul 5. Să vedeți o altă manifestare. Dar nu doar pentru slujire. Și repet, slujirea se face și în casă. Slujirea se face față de copiii noștri, față de prietenii noștri, față de vecinii noștri. Toți au nevoie să-i slujim cu Evanghelia în puterea Duhului Sfânt. Efeseni capitolul 5. Spune Pavel așa, versetul 15. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Mă, nu fi neînțelept. Pavel a fost foarte cizelat când a spus. Nu fi neînțelept, da? Nu fi prost. Și eu mă întreb, eu, Andrei Croitorul, mă întreb, mă, cum să fac să nu fiu neînțelept? Ce să fac să nu fiu neînțelept? Și el spune, versetul 16, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Vă întreb pe toți acum, spuneți-mi tare, da sau nu, în zilele rele în care noi trăim, da sau nu? Din punct de vedere moral și spiritual în lumea în care trăim, da? Sunt foarte rele. Și el spune, într-o lume în care zilele sunt rele, poartă de cu înțelepciune. Nu trăi, domnule, și tu așa la voia întâmplării. Bun, dar cum? De aceea repetă din nou, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Cum pot eu să trăiesc cu băgare de seamă și cu înțelepciune pe pământ când zilele sunt rele? Într-un singur mod. Înțelegând care este voia Domnului. Cum înțeleg care e voia Domnului? Simplu, să știți că e foarte simplu. Nu îmi imaginez eu care e voia Domnului. Stau așa și mă, cred că voia Domnului e asta. Nu. Biblia spune, voia Domnului este sfințirea voastră. Voia Domnului este... Biblia ne spune care este voia Domnului. Nu îmi imaginez eu care e voia Domnului după cum mă taie pe mine cap. Eu mă duc aici la sursă să văd care e voia Domnului. După ce am văzut care e voia Domnului, spune Scriptura așa. Nu vă îmbătați de vină, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Este o comparație între vin și Duhul Sfânt care vinul pune control asupra omului și omul nu mai face lucrurile care, pe care vrea să le facă. Și această călăuzire pe care o aduce Duhul Sfânt în viața mea. Este o comparație pe care o face aici. Un contrast. Un contrast. Și acum, eu după ce am înțeles voia lui Dumnezeu, cum pot să o practic? Păi următorul spune, înțelege care e voia lui Dumnezeu și următorul verset spune, fii plin de Duh. Nu-i destul să înțeleg voia lui Dumnezeu. Că-s mulți care pot să mitralieze Scriptura. Știu, versete, o grămadă. Practica, zero. Nu! Eu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și pot să-l practic numai cu ajutorul Duhului Sfânt.
Nu doar slujesc prin Duhul Sfânt, ci trăiesc prin Duhul Sfânt. El folosește, auziți ce termen folosește? Luați seama, deci să umblați. Nu spune să slujiți, să umblați. Umblu cum? După voia lui Dumnezeu, umblu cum? Umblu în plinătatea Duhului Sfânt. Așa că, dacă mă întrebați cum poate fi cineva umblu cu Duhul Sfânt, foarte simplu. Când stau cu Sfânta Scriptură înaintea mea, în fiecare dimineață sau în fiecare zi, și spun, Doamne, vreau să știu care e voia Ta. Și sincer, aș vrea să Te văd pe Tine trăind în mine. Și sincer, Doamne, mi-aș dori să văd viața mea mai mult schimbată, mai mult transformată. Și mă uit în cuvântul Tău, asta este voia Ta. Dorința aceea sinceră a mea înaintea lui Dumnezeu, care se înalță și în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, nu există nimic înaintea lui Dumnezeu care Dumnezeu să binecuvânteze mai mult. Când vede un copil de-a lui credincios, care vrea să trăiască după voia lui Dumnezeu, acela Dumnezeu îi dă puterea lui. Am văzut o grămadă de zevzeci din ăștia, care se întâlnesc la o grămadă de întâlniri și zic, vrei putere, Doamne, putere! Ce vrei, tată, să faci cu puterea aia? El habar n-are. Ce vrei să faci cu puterea? Tu crezi că Dumnezeu mă încarcă așa baterie, mă așa, care și el dă putere. Ia-și tu putere, ia-și tu putere, dă putere, așa, dă putere. Ne bate în joc de Dumnezeu cu lucrurile astea. Oamenii își bat joc de Dumnezeu. Vrem putere! Ce să faci cu puterea Domnului? Ce să faci cu ea? Ai deschis vreodată Biblia să trăiești după voia? Ai, frate, nu mă lua cu teorii. Deci tu spui despre cuvântul lui Dumnezeu în felul ăsta. Na, practică, ce teorii. Deci tu spui despre cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta. Și vrei ca Dumnezeu să-ți dea putere. Poți să strigi 100 de ani. O să primești ceva duhuri, dar nu pe Duhul Sfânt. Asta poți să fii sigur. Că timp n-am un interes sincer pentru cuvântul lui Dumnezeu să trăiesc cum vrea Dumnezeu, nu cum imaginez eu sau îmi spun nu știu ce guru din ăștia religioși, mincinoși. Că timp nu fac lucrul acesta față de cuvântul lui Dumnezeu, nu arăt înaintea lui Dumnezeu că s-a interesat să fac voia lui Dumnezeu. Și dacă nu s-a interesat să fac voia lui Dumnezeu, pentru ce a sponsorizat Dumnezeu viața mea? Zic că mă, o să-ți port și de grijă, o să-ți dau până ea sau nu, să-ți dau și puterea Duhului, o să-ți dau tot. Pentru ce? Ca să trăiesc pe capul meu, Dumnezeu nu face lucrurile astea, să știți. Mă, eu îi dau puterea mea oricum, el să facă ce vrea. Nu face Dumnezeu treburile din asta. Dumnezeu dă oamenilor care se interesa sincer să trăiască după voia lui Dumnezeu, le dă puterea lui, le dă plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Și ce mod mai clar de a arăta sincer înaintea lui Dumnezeu că El ne cunoaște inimile? Decât eu în cămăruța mea acasă, nu trebuie să fac eu demonstrații la mine. Eu în cămăruța mea acasă, în fiecare zi, Doamne, vreau să trăiesc, mai arată-mi un cuvânt astăzi. Ceva ce e lipsit în viața mea, ceva ce vrea să vezi manifestat în viața mea. Din cuvântul Tău, Dumnezeu îți spune aici, îți spune una sau alta. Nu fura, da? Niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu dați prilej diavolului, lăsați-vă de minciună. Îmbrăcați și vezi atâtea lucruri, Doamne, sunt falimentar și la asta, și la asta, și la alta. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Și vezi că ești falimentar în atâtea locuri. Și inima ți se frânge înaintea lui Dumnezeu. Datorită păcatului pe care l-ai făcut și că nu trăiești cum vrea Dumnezeu. Acea stare de zdrobire în fața cuvântului lui Dumnezeu și de părere de rău și de mărturisire înaintea lui Dumnezeu și de dorință sinceră de a trăi altfel, îl face pe Dumnezeu să te binecuvânteze cu această plinătate a Duhului Sfânt. Dacă e o Biblie închisă și spun, da, putere, putere, asta nu se întâmplă nimic. Vă spun înaintea lui Dumnezeu cu frică de Dumnezeu. Este o bajocorire la adresa lui Dumnezeu. Care se fac în atâtea adunări. Oamenii folosesc pe Duhul Sfânt pentru toate scamatoriile și minciunile lor. Când oamenii n-au dorința sincer, ei nici nu știu Biblia Domnului. Erau deschis în vie. Copii de pocăiți care nu au citit Biblia ani de zile cât au auzit-o predicată la adunare. Și se duc să primească nu știu ce experiențe și nu știu ce duhuri. Este o bajocorire cruntă, cruntă a lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu binecuvântează așa ceva. Dar binecuvântează orice suflet sincer. Indiferent de vârstă, indiferent cine este omul acela care vrea sincer să trăiască după voia lui Dumnezeu, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Și auzi, spune, fiți plini de Duh și uitați ce urmează după această plinătate a lui Dumnezeu. Dacă mai înainte au fost amărăciune, iuține, mânie, strigări, răutăți, cuvinte stricate ieșite din gură și alte lucruri, auziți ce se întâmplă. Omul care este umplut cu Duhul Sfânt, spre sfințire, zice, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Da? Să schimbă tonul, nu? Să schimbă tonul, cum? Să schimbă tonul la omul acesta, care are relația corectă cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, care stă înaintea lui Dumnezeu și care vrea să trăiască cum vrea Dumnezeu și este umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Să schimbă. Să schimbă vorbirea lui. Deci, mă, am fost botezat cu Duhul Sfânt. Dacă ți-ar fi botezat Duhul Sfânt și limba, tare bine ar fi fost. Au, ce bine ar fi fost. Zice, ți-o botezat multe, numai limba nu. Că vorbește de... te doare mintea. Nu arată. Duhul Sfânt îi controlează tot, mai puțin limba. Dar uite, aici spune că omul care e plin de Duhul Sfânt, primul lucru care îl controlează Duhul Sfânt este ce? Limba.
Omul începe să vorbească altfel. Vreau să vă spun un lucru. Orice bărbat din adunarea de la șasa care ar fi umplut cu Duhul Sfânt, prima persoană care observă lucrul acesta, știți cine va fi? Soția. Spune, frate, s-a întâmplat ceva cu soțul meu. De ce? Altfel vorbește. O, din ăștia, bă, eu... Măi, bărbați, mai bine așa. Ce, bă, noi suntem bărbați, nu? Suntem bărbați, putem mai... Probuza, așa, mai... Suntem bărbați, dar n-am mai fi bărbați atunci. A? Nu e așa, e așa. Și la surori la fel. Simțim, mă, parcă limba nu e așa de ascuțită. Parcă s-a mai domolit. Ceva s-a întâmplat acolo. Când stă înaintea cuvântului lui Dumnezeu, când stă în rugăciune, când Duhul Sfânt umple ființa ei sau ființa lui sau ființa copiilor. Atmosfera din casă se schimbă, să știți. Când dispar lucrurile astea și casă de pocăiți arată uneori. Ale noastre, a mea. Vorbesc despre nimeni altcineva. Mi-e rușine să ies să spun la alții eu. Duminică dimineață. Duminică dimineață este satana. Sâmbătă seară, duminică dimineață. Nu găsiște aia, toată lumea grăbită. Pa, trage o ceartă, trăs de sâmbătă seară sau duminică dimineață, du-te la cine acum. S-a făcut-o. Și gata, te-au rezolvat. Ai spus o grămadă de lucru când ești la cine, stai cu pa română, te gândești numai la prostiile care le-ai spus duminică dimineață. De ce? Că a lăsat garda jos, că n-am fost pregătiți. În loc să ne trezim în cuvântul lui Dumnezeu, ne trezim cu ochii umflați, n-avem timp nici să ne spălăm, nici să facem nimic, că trebuie să ne ducem la adunare. Înțelegeți? E această apropiere pe care trebuie să o avem față de Dumnezeu și să fim umpluți de Dumnezeu. Știți cum? Înainte să trezească satana. Spun așa, satana e trează tot timpul, dar noi trebuie să o luăm cumva înaintea lui tot timpul, știți? Să-i facem noi, facem noi lucrarea înaintea lui, înainte să se apuce el de treabă, noi ne-am apucat deja. Te-am prins, ești pregătit, ești blindat cu cuvântul lui Dumnezeu, ești umplut cu Duhul Sfânt, poți să trăiești altfel. Vorbiți între voi altfel, da? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Cântați și aduceți, auziți, din toată inima laudă Domnului. Cineva ar putea să întrebe, păi ce, nu putem cânta și fără Duhul Sfânt? Păi poți cânta fără Duhul Sfânt, dar nu poți cânta din toată inima laudă Domnului fără Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate să-ți umple ființa cu atâta bucurie încât să spui, Domnule, nu pot să nu laud pe un asemenea Dumnezeu. Și în adunare se simte de multe ori când mormăim cântarea sau când cântăm și aducem laudă Domnului. Aceeași cântare. Poate odată să fie o mormăială, aceeași cântare poate să fie odată o laudă adusă Domnului prin Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, auziți, atinge inima Duhul Sfânt și aduce din toată inima laudă Domnului. Versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl. Ce poate să umple starea, viața noastră cu mulțumire? Păi cum, Domnule, când ieși afară cu mașina și vezi că altul are mașină mai bună ca tine? Vezi că țigla de pe casa altuia e nouă, abia și-o pus-o. Iau niște bani, mă. Vezi că și-o făcut și bucătăria de vară. Vezi că și-o schimbat termopanele. Vezi că și-o făcut aia. Așa parcă te apuc o stare din asta de nemulțumire. Dar este ceva care te poate, te poate face să fii mulțumit. Ce? Duhul Sfânt. Știți că un om nemulțumit este un om care nu poate dormi bine noaptea? Știți că un om nemulțumit este un om care își produce lui însuși o grămadă de boli? Invidia, ura, gelozia, nervii, iuțimea, lucrurile astea ne înnorocesc stomacul, ne înnorocesc organele noastre din trupul nostru. Știți lucrul acesta? Sunt lucruri dovedite de oameni. Ne îmbolnăvim. De la păcat ne îmbolnăvim. Duhul Sfânt vrea să te scape de toate lucrurile astea și te fac mulțumit în starea în care ești. Te-ai rezolvat. După aceea spune că ne îmbolnăvim de răi ce suntem, de la răutate, de la invidie, de la nervi, de la urlătură. Ne îmbolnăvim de la lucrurile astea și face după aia, poate Domnul, poate o boală după voia Domnului. Dar pune și pe seama Domnului acum păcatele tale. Și consecințele păcatelor tale le pui pe seama Domnului. Și spui, în loc să mă rog și să mă pocăiesc și ceva, mă duc la farmacie și iau o tonă, vin cu cisterna de medicamente. Și bagă mine, lasă că-i voia Domnului, dacă-i voia Domnului, de ce mai e medicamente? Lasă că-i voia Domnului, băgați acolo, băgați. În loc să mă pocăiesc de păcat, îți putre de păcat, dar bagă acolo medicamente ca să pot să merg înainte. Nu merg lucrurile în felul acesta. Dumnezeu nu vrea o viață din asta pentru noi, nu știu dacă mă înțelegeți. Și îmi vorbesc în primul rând mie, care am trecut prin toate lucrurile pe care vi le-am spus acum. Dumnezeu nu vrea o asemenea viață pentru noi. Nu vrea. Soluția care este? Soluția este la această prezență și puterea Duhului Sfânt în viețile noastre. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Auziți, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Eu am mai spus lucrul acesta și repet. Nu cred că există un păcat sau un flagel mai răspândit în adunări astăzi decât nesupunerea. Nu ți-a convenit aici?
te-ai dus dincolo. Dar poate nici măcar nu trebuie să te duci dincolo, că îți faci tu bocelunța ta religioasă. Îți faci tu, îți faci tu acolo cămăruța ta religioasă, îi dai un nume, chem pe câțiva și ai rezolvat problema. Aleluia, nu? Ce bine. Doamne, Domnul, merge lucrarea Domnului înainte, se mulțește lucrarea Domnului. Nu, se împarte, se divizează lucrarea Domnului. De ce? Că nu-i supune. De la o prostie, de la o banalitate, îmi spune cineva, frate, pune-l la scaunul mai jos. Ce? Spui mie să pun scaunul așa. Ce, eu nu știu cum să pun scaunul, spui tu mie cum să spun. Dau un exemplu acum. Absurdități la niște prostii, absurdități. Și duhul ăla de răzvrătire din mine, care nu-i scos și stârpit de Duhul Sfânt care mă locuiește și care mă umple, mă face de la un lucru mic. După aceea, nu-i se întâmplă în familie, te cerți cu nevasta și după două zile nu mai știi la ce te-ai certat. Ești supărat, nu mai știi la ce. Mi-a spus, păi la ce supărat, mă? Să mă gândesc. Supărat, dar nu mai știu la ce. Nu mai știu, din eu pornit, tăi, că te-ai spus și atâta să discutat, că ați luat-o de la 40 de ani înainte și de când n-ați fost născuți, de bunica, de mama, a spus, de toată lumea, nu mai știi. Păi ce mi-e să te supărați până la urma urmei? Mai mult, nu mai știu ce s-a întâmplat. De la lucruri mici, de ce? De ce? Că nu există Duhul acesta supus. Dom'le, mi-a spus lucrul ăsta. Hai să mă gândesc, poate fi așa. O să meditez la lucrul ăsta. Ce te poate face să fie așa? Noi care suntem turbulenți așa și vrem să ne arătăm și vrem să facem cum vrem noi. Duhul Sfânt. Supuneți-vă unii altora în fiica lui Hristos. Nevestelor fiți supuse, bărbaților iubiți-vă nevestele, copii ascultați în Domnul. Părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Greu-i. Creșteți-i mustrarea și învățătura Domnului. Cum poți să faci toate lucrurile astea? Vă spun, există o singură soluție. Și aceasta este plinătatea Duhului Sfânt. Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două, așadar, două manifestări ale plinătății Duhului Sfânt spre slujire de care avem nevoie fiecare dintre noi, acolo unde suntem chemați de Dumnezeu, în casele noastre, la locul de muncă, la școală, oriunde, oriunde, să mărturisim la timpul potrivit pentru Dumnezeu și avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt să trăim, în modul ăsta să vorbim cu putere, să trăim cum trebuie pe pământul acesta. Și aș vrea să închei cu încă o problemă, cu această problemă a profeției, da? Recapitularea scurtă, pogorirea Duhului Sfânt, eveniment unic de la cincizecime în care s-a format oficial biserica, primirea Duhului. Este momentul în care Duhul Sfânt intră în viețile noastre, să trăiască în noi, pecetuirea Duhului, garanția pe care o ne dă pentru răscumpărare, ziua răscumpărării, botezul cu Duhul, aducerea în trupul Domnului Iisus a tuturor categoriile de oameni, iar semnul vorbirii din tocmai asta arată că fiecare categorie de oameni este adusă în trupul Domnului Iisus, plinătatea Duhului în ceea ce avem nevoie toată viața noastră pentru slujire și sfințire și în final, vreau să spun câteva cuvinte despre darul acesta al profeției. Despre darul acesta al profeției. Vreau să observați la bun început în Noul Testament că nu există niciun caz în Noul Testament de o persoană care să se ducă la un proroc și să-i ceară sfat. În Vechiul Testament există, în Noul Testament nu există așa ceva. Dacă găsiți, aș fi foarte curios, eu am citit de mai multe ori Noul Testament, nu vă spun ca să mă laud, numai au fost interesați de lucrurile, nu există așa ceva. Dacă găsiți, să-mi spuneți, dar nu există. Un om care să se ducă la altul și să spună, tu ești proroc. Zi-mi și mie, ce vrea Domnul pentru mine? Nu există așa ceva. Așa că practica asta pe care o vedeți dumneavoastră astăzi este o practică, deschideți-o, nebiblică. Că m-am dus la proroc să-mi vorbească Domnul. Este nebiblic. Este același lucru cu a te duce la popă sau la vrăjitor sau la altceva. Unul ne se pare asta, că spui despre lucrarea Duhului Sfânt. Mă, nu este în Biblie, în Noul Testament, în adunare, așa ceva. Un exemplu, unul singur. Nici învățătură, nici exemplu. Nici apostolii n-au făcut așa, nici biserica primară n-a făcut așa. De ce aș face eu? Și cred eu că sunt mai deștept decât toți. Nu există așa. Este complet nebiblic. Poți să ajungi la cea mai grea situație din viața ta, Dumnezeu te poate călăuzi în fel și chip, dar nu te trimite Dumnezeu la o persoană de genul ăsta. Nu există așa ceva. Deci, nu există așa ceva. În al doilea rând, aș vrea să observați în Biblie că se folosește o expresie foarte interesantă. În Efeseni, capitolul 2, versetul 19, zice așa. Voi nu mai sunteți străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Nu mai e templul vechi de la Ierusalim, noi suntem casa lui Dumnezeu. Și spune că această casa lui Dumnezeu, fiind zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor. Noi am discutat duminica trecută despre această temelie. De câte ori se pune o temelie? Odată. Este o temelie a apostolilor și a prorocilor care a fost pusă o singură? Da. În perioada Noului Testament avem proroci care vin și aduc cuvânt de la Dumnezeu. În perioada Noului Testament,
Nu s-au dus alții la ei. Ei au venit. Da, Dumnezeu. Și au venit de ce? Pentru că o mare parte din timp, până în anul 90, când a, anul 90 aproximativ, când a fost scris Apocalipsa, nu a avut Noul Testament cum îl avem noi astăzi, înțelegeți? Nu aveam Noul Testament. Duhul Sfânt vorbea adunării, dar cum vorbea? Vorbea prin oameni care aveau dar de prorocie în adunare. Pentru că nu exista Scriptura Noului Testament. Și Dumnezeu vrea să dea învățătură pentru Biserica Noului Testament, care este o revelație de plină a Cuvântului Dumnezeu. Noi putem trăi după ce făceau ăștia la templu. Și o dădea prin proroci. Ăsta este motivul pentru care erau o grămadă de proroci în Noul Testament. Dădeau învățătură. Da? Dădeau învățătură. Dar au fost proroci care au lăsat această temelie, învățătura. Uitați, această Scriptura Noului Testament, vă arăt cam câte, această Scriptura Noului Testament este temelia pusă de apostoli și de proroci. Pentru cine? Pentru noi, adunarea. Eu, ca să vin astăzi și să spun că eu sunt proroc, ce mai pot pune eu la temelia asta care a fost pusă o singură dată? Este o aberație, este o erezie lucrul ăsta. Este o mare erezie și o mare eroare. Aceasta a fost pusă, eu prorocesc în fiecare duminică, dar de aici prorocesc eu. Eu prorocesc după capul meu. Eu prorocesc după ce s-a prorocit deja. Și expun, propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este temelia. Acum, cineva se poate întreba, dar acum, cum ne poate vorbi Dumnezeu nouă? Mi-a plăcut ce a spus cineva odată, zice, domnule, eu mă duc în fiecare zi la proroc. Dar s-a toată lumea ce lui ai trecut să duce asta fiecare zi la proroc. Zice, cel mai mare proroc e Domnul Iisus. Zice, în fiecare zi mă duc la proroc. Aleluia, amin. Într-adevăr, cel mai mare proroc e Domnul Iisus. Vă recomand să vă duceți la proroc în fiecare zi, dacă vreți să vă duceți la vreunul. Ăsta e cel mai bun proroc la care vă puteți duce să vă călăuzească, să vă profețească, să vă spună de toate. Dar nu la oameni. Dar observați, temelia aceasta a prorocilor și apostolilor a fost pusă. Este Sfânta Scriptură, nimeni nu adaugă, nu scoate de la ea, decât dacă vrea neapărat să fie blestemat. Atâta. E pusă, încheiată. În perioada în care asta nu exista, nu era legată, nu era adunată, nici nu era completată, nu era scrisă toată, că Biblia a fost scrisă pe parcurs. A fost nevoie de acești proroci care aduceau Cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să închei cu un cuvânt foarte important legat de această profeție. Deși oficiul acesta de proroc, de om care a adus Cuvântul lui Dumnezeu, cât timp nu exista Cuvântul scris, sau de proroc, de om care a scris Cuvântul lui Dumnezeu, deși oficiul acesta foarte important nu există, noi trebuie să nu uităm că noi nu suntem lăsați de Duhul Sfânt fără direcție pe pământul acesta. De ce? În primul rând pentru că avem Cuvântul lui Dumnezeu și în al doilea rând pentru că avem călăuzirea Duhului Sfânt. Auziți ce spun? Noi nu sunt, chiar dacă nu avem oficiu de proroc, să zicem, avem un proroc la șasa. Nu avem. Avem mulți proroci la șasa care predică din Biblie. În sensul ăsta, da. Da? Deși nu avem asta, avem călăuzirea Duhului Sfânt. Și să nu credeți dumneavoastră că această călăuzire a Duhului Sfânt este mai slabă decât prorocia. Aia, dar era o leac mai frumos cu prorocia. Să vină unul de ăsta să facă ceva scamatorii, să zică, liniște toți! Că acum eu prorocesc. Toți stăm acolo să auzim cum prorocește el. Nu! Dumnezeu a dat Duhul Sfânt fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu ne călăuzește pe fiecare dintre noi. De aceea vorbește Ioan despre ungerea lui care ne învață, auziți, toate lucrurile. Pavel vorbește în Roman despre îndemnurile Duhului Sfânt. Deci să nu spunem niciodată că Dumnezeu nu ne mai călăuzește și ne-a lăsat așa singuri numai cu Biblia. Nu, Dumnezeu ne-a lăsat cu Biblia și pe baza Sfintei Scripturi, cu cât sunt mai interesat de Cuvântul lui Dumnezeu, cu atâta Dumnezeu mă luminează mai mult, mă îndrumă mai mult, mă îndeamnă mai mult, îmi deschide mintea mai mult, mă călăuzește mai mult. Dumnezeu se folosește de prietenii noștri, se folosește de frați din adunare care predică Cuvântul lui Dumnezeu, se folosește de adunare ca împreună să înțelegem voia lui Dumnezeu și să descoperim tainele Cuvântului lui Dumnezeu și profeția Cuvântului lui Dumnezeu. Da, chiar dacă nu avem un proroc aici, nu suntem cu nimic mai inferiori decât unul care spune că el are un proroc, nu știu unde. Și să vă spun ce mare înșelătorie există astăzi și cu asta închei. Oamenii ajung la momente foarte critice în viață, să știți. Din multe puncte de vedere. Financiar, în familie, cu prieteni. Ajungem fiecare dintre noi cu niște boli grave. Ajungem la niște momente tragice. Grele. Și știți cum e? Exact atunci vine unul și îți spune, mă, fii atent. Știu pe cineva care poate să-ți dea un cuvânt de la Domnul.
Și fiind așa depresat de evenimentul respectiv, îți calci toată conștiința și tot ce ai crezut până atunci și zici, mă, poate prorocul ăsta sau nu știu cine mă poate ajuta. Înțelegeți? Poate fi o mare ispită pentru noi. O foarte mare ispită pentru noi lucrul acesta. Dar știți de ce un astfel de om ar face lucrul acesta? Pentru că 10, 20, 30 de ani până atunci n-a fost obișnuit să audă singur șoapta Duhului Sfânt. Sau de îndemnul Duhului Sfânt. Sau de călăuzirea Duhului Sfânt. Și oare cred eu, care mi-am spus pocăiești și l-am ignorat 40 de ani, 20 de ani pe Duhul Sfânt, cred eu că deodată când îmi vine greu, gata Dumnezeu să pune la picioarele mele să îmi rezolve problemele? Nu. Este rezultatul nepocăinței mele și neumblării mele cu Dumnezeu. În confuzia aceea nu mai pot să aud vocea lui Dumnezeu, nu că Dumnezeu nu vrea să vorbească, ci că eu n-am fost gata să-L aud mai înainte și să fiu obișnuit cu vocea Lui. Cu cât stai mai mult lângă o persoană, copiii tăi, soția ta, Domnule, poți cunoaște vocea dintr-o sută. Când vorbesc, știi că e acolo, că știi vocea. Dacă eu n-am fost obișnuit să-L aud pe Duhul Sfânt, vorbindu-mi prin cuvântul lui Dumnezeu, prin frații din adunare, vorbindu-mi inimii mele, dacă n-am fost obișnuit în momentul acela să nu mă aștept că Dumnezeu va învârti cerul și pământul pentru mine, un neascultător, un nesupus și un răzvrătit. Înțelegeți? De aceea este important pentru noi care suntem credincioși și ne spune că suntem credincioși, copiii lui Dumnezeu, să trăim zi de zi o viață cu Dumnezeu. Să ne învățăm să-L ascultăm pe Dumnezeu, să plecăm urechea la Dumnezeu, să ne luăm timp să medităm. A, vă spun, eu urăz betoanele și blocurile de la oraș și mașinile și gălăgia că nu te poți opri să meditezi, dar aici aveți o binecuvântare și avem o binecuvântare extraordinară aici la țară. E o liniște, n-ai niciun stres, mai auzi cocoșul, găina, dar în rest poți sta liniștit cu cuvântul lui Dumnezeu să te gândești, să meditezi, să lași pe Dumnezeu să te îndrume și să te călăuzească. Și este un lucru pe care vă îndemn să facem fiecare dintre noi spre binele nostru și a copiilor noștri și a caselor noastre, spre binele adunării și spre slava lui Dumnezeu. Amin.